this stuff? Isn't it neat? Uite, asta îți doreai. Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything. Iată. Look at this robe, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplay. I've got hoodies and muffins. You won't think I'm a bops? I've got 20. But who cares? No big deal. I want more. Iată, tu hotărăști aici. I wanna be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking ai around pe Fiona. On those. What do you call them? Oh, feet. Leave in your feet. You don't get too far. Legs are required for jumping, dancing. E foarte bună, uite să iau. What's that word again? Sweet. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. Doamne, mă simt acum ca într-un pas. Toate scaunele întoarse! Doamne! Doamne! Doamne, cât de fericit sunt! Da? Și eu ce fericit sunt! Bună seara! Cum te numești? Eu sunt Alexandra Giurcă, am... Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Sunt Alexandra Giurcă, am 29 de ani și sunt actriță. What? Mamă! Da. Era clar că are ceva actoricesc acolo, pentru că n-ai cum să cânți o piesă și să... Ne transpui pe toți într-o altă lume. Că asta ai făcut cu piesa ta. Tu ai ceva din Irina Baianz. Mamă, e gelos, e gelos. Nu. Da, eu am ceva cu Irina Baianz. Da, da, da. Draga mea Alexandra, vreau să spun că momentul tău a fost unul dintre cele mai strălucitoare și inocente. Cred că fiecare copil de la... Vorbesc de noi, maturii. Fiecare copil de care este... aici, pe scaunele astea roșii, a ascultat piesa asta cel puțin o dată. Aha. Bartoș de mai multe ori. Da. Are trei fete. Și îți mulțumim pentru bucuria pe care ai avut-o cântând această melodie și chiar interpretarea. Am resimțit-o chiar dacă nu te-am văzut și ne-am întors puțin mai târziu decât tu, Dor, de exemplu. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc din inimă. Știi ce vreau? M-au dus... inevitabil, când se întâmplă, când vine o voce specială, extraordinară la Vocea României, te duci cu gândul în foarte multe părți. Și m-a dus prima dată gândul la Alexandrina Halic. Alexandrina Halic a fost vocea copilăriei noastre. Toți ascultam pe pick-up-uri poveștile înregistrate la Electrecord. Și Alexandrina Halic juca toți copiii, absolut. Învățasem vocea, era ceva absolut extraordinar. Și cred că privilegiul de a asculta o voce și de a nu vedea, copiii astăzi sunt expuși la ecrane și ei văd, ei primesc, ei consumă. Imaginația ta nu lucrează. Când citești o carte despre un subiect oarecare, să zicem o pădure, o casă, niște eroi care se bat acolo, tu creezi pădurea, tu creezi casa, tu creezi eroi, mintea ta creează ceva. Ești o voce super specială și sigur că încă o dată îmi dai apă la moară. Dacă ar fi fost să blochez pe cineva, dar am uitat, blocam echipa Teo și Horia, pentru că Horia are, trebuie să recunoaștem, are calitatea de a recunoaște și cred că de a îndruma o voce în zona asta de musical, dar
Știi cumva, era atât de mișto că am uitat să blochez, am uitat să mă gândesc. Pur și simplu m-am bucurat. Te vreau foarte mult în echipa mea. Oriunde ai merge, felicitări. Mulțumesc din toată inima. Mulțumesc. Alexandra, binevenit. Vreau să te felicit și eu pentru momentul ăsta. M-am apropiat și eu mai tare de vârsta copilăriei odată cu venirea fiicei mele pe lume. Ascultăm împreună povești, chiar și poveștile pe care le-am ascultat eu când eram mic, despre care vorbește Tudor. Ce să zic, mi-aș dori foarte tare să am o voce ca a ta în echipa mea și să ne cunoaștem și să lucrăm împreună și să explorăm și alte zone decât zona pe care deja se vede bine cu stăpânești. Dar o să rămâi surprins când o să o auzi cântând rock. Știi că dacă ar fi să-ți fac un slogan muzical să vină echipa noastră, aș începe așa. I can show you the world. Ce frumos. Zi, Jasmine. Acum câteva luni vorbeam cu Horia și îmi spunea că e împreună cu un regizor în căutarea unui Fiona. Fiona? Da. Din Shrek? Da. Uite. Dar nu caută pe Fiona originală aia verde. Caută casting. O fată care să aia fie casting pentru acest rol. Da. Nu neapărat să semene cu ea. Da. Și pe mine de ce nu m-ai întrebat? Îți găseam eu o Fiona. Pentru Măgăroșu. Și auzindu-te fiind cu spatele, m-am întors. E Fiona, mă! Ai găsit-o! Aici e! Horia, cu siguranță, te poate ajuta mult mai mult pe tot ce înseamnă musical. Eu te vreau foarte mult în echipa mea și poate că nu mă bat neapărat foarte tare pentru că tu ai venit cu o poveste și eu nu vreau să aduc circ în povestea asta. Să circ circul? Ce? Da, adică ce carnagiu. L-ai făcut pe Horia Cernar? Nu vreau să fac carnagiu, nu vreau să fac circ, nu vreau să mă dau, să mă scălâmbăi pe aici ca carnagiu, să te conving să vin în echipa mea. Scălâmbăi și cumva, eu ți-aduc aminte că am apăsat butonul și te vreau în echipa mea. Asta păi, dar să vede, mă, Irina, nu te... De ce te downgradezi vorba lui Tudor? Nu știu, dar te urci și pe cruce așa un pic, adică că ai apăsat butonul pare ceva ce ai făcut cu atâta greutate, cu atâta dificultate. Zici că cumva mâna ta s-a îndreptat, a ridicat 700 de kg și în sfârșit a apăsat butonul. Ai apăsat butonul pentru că ți-a plăcut din start. Ce oferi? Un loc în echipa mea unde tu o să te dar simți. Dar nu suntem la ANAF acum, că ai intrat la coadă și un nou... Ce oferi? Adică ce oferi? Mamă, deci oferta ta. Da, uite, bine. Vezi de ce m-am înțeles să vină cu Tudor tot timpul? Contracte, Tokyo, Paris, Japonia. Pentru că voi toți oferiți asta și eu nu, oferta poate. Ceva nu știu eu. Profesională, bineînțeles. Noi dăm niște vouchere pentru te, Kirghiol, dacă te interesează. Noi toți, să știi că noi toți oferim cam același lucru, doar că fiecare o face în felul său. Deci. Da. Dar asta știi și singur. Doar că noi suntem doi. Atât vreau să spun. Da. Acum două rândunici. Două mari și două mici. Da, e foarte greu. Să știți că nu m-am gândit de acasă. Am vrut să fiu aici cu totul. O să... ce greu e. E mult mai greu decât mă așteptam. Mie îmi spui. Eu am așteptat 4 ani să revin la Vocea României. Zimițule! Ah, ce greu e. O să-mi ascult intuiția și o să merg mai departe. Vai de mine, ne omor! Cu Tudor! Și se uita spre Horia Brenciu! Mă bucur foarte mult! Mulțumesc! Fii atentă, se face o poză la camera învingătorului. Asta e. Când ne luptăm foarte mult pentru un concurent, facem o poză la cadura învingătorului și cred că asta este poza noastră. Era clar, da.